Bună ziua, domnilor consilieri! Începem ședința ordinară, dacă sunteți pentru, pe un ordine de zi. Se aprobă ordinea de zi pentru ședința ordinară Consiliul Local Ghimeș-Făget din data de 27 aprilie 2021, ora 12, care cuprinde proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 27.04.2021, avizează Comisia 1. Inițiatorul, domnul primar al comunei. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Mulțumim! Numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 29.03.2021 și cel al ședinței extraordinare din data de 06.04.2021 și 16.04.2021, avizează Comisia 1. Inițiator, domnul primar. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Mulțumim. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Comuna Ghimeș-Făget și Serviciul Public Județean pentru promovarea turismului și coordonarea activității de salvamont Bacău. Avizează Comisia 2. Inițiator, domnul primar. Aici era discuții despre serviciul de salvamont Bacău, care a venit cu inițiativa de a face niște trasee montane în comuna Ghimeș-Făget și ne trebuie un proiect de hotărâre de protocol, adică să colaborăm cu ei, îl ajutăm, dăm rutele unde trebuie să facem și așa mai departe, dacă sunteți de acord cu... Să punem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Și a fost avizată de Comisia 2. Da. Aviz favorabil. Numărul proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de dare în folosință gratuită imobilul cu Cooperativa Agricolă Carpatina Ghimeș, avizează Comisia 1 și 2 și 3. Inițiator, domnul primar. Este vorba de Beciu jos acolo la Ghimeș și clădirea aia mai jos de Beci. Dacă putem să dăm în folosință, în schimb am avut promisiunea de la conducerea Carpatica că în schimb o să aranjeze cu muncitorii noi, bineînțeles, cu muncitorii noștri, bineînțeles, acoperișul la clădirea Liceului Tehnologic la Ghimeș. Aducem de aici niște țigle, o să dea și ei oameni, o să vină și să punem cât de cât la punct ca să nu plouă înăuntru. Asta este promisiunea lor și cred că o să respecte. Promisiunea dacă... trebuie pus pe un proces verbal, domnul primar. Bine, bine. Și semnat. Da. E mai clar așa. Dacă mai are cineva de spus ceva? Să punem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Mulțumim. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe teren pentru imobilul concesionat către Asociația Ghimeșului Ghibiu Egeșilă, avizează Comisia numărul 3. Inițiator, domnul primar. Aici ne permite legea, asociațiile sunt scutite de taxe, acolo vrem să facem un centru de colectare a laptelui și să nu plătească impozitul pe clădirea, pe nu știu câți metri pătrați, dacă suntem pentru treaba asta. Da, comisiile a discutat, a dat favorabil. Să punem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Mulțumim. Proiect de hotărâre privind indexarea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2021, avizează Comisia numărul 3. Inițiator, domnul primar. Aici este vorba de indicele de inflație pe care trebuie să aprobăm, având în vedere că vin de la guvern, adică
ei zic indicele cu care trebuie să majorăm și noi trebuie să aprobăm majorările pe 2021. Asta înseamnă undeva la 2,6%. Asta înseamnă că cine a plătit, de exemplu, anul ăsta 100 de lei impozit, la anul, adică în anul 2022, plătește 102 lei și 6 bani. Adică 2,60 lei de bani vine la 100 de lei impozitul care suntem obligați să majorăm prin lege. Și avizat comisia 3, a dat aviz favorabil, nu? Da. Să punem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Mulțumim. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri privind gospodărirea comunei. Avizează comisia numărul 2. Inițiator, domnul consilier Antalasia. Aici este vorba de curățenie în principiu. Fiecare cetățean ce obligații are în fața porții, în fața casei, timp de iarnă, timp de vară, în toate timpurile ale anului și bineînțeles și despre gunoaiele care sunt aruncate pe marginea totrușului și a păraielor pe raza comunei Ghimeș și Făget. Dacă se poate, câteva obligații să fie citate. Da, doamna secretară o să citească obligațiile și amenziile care o să se aplice cine nu respectă legea respectivă. Instituțiilor publice, agenților economici și celorlalte persoane juridice le revin următoarele obligații. Să întrețină în stare corespunzătoare imobilele în care își desfășoară activitatea prin efectuarea lucrărilor de reparație, amenajări și altor lucrări specifice. Nerespectarea acestui articol se amendează cu amendă de la 300 la 600 de lei. Apoi, să asigure repararea, spălarea geamurilor și a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreținerea firmelor și a fațadelor imobilelor în care își desfășoară activitatea, inclusiv spălarea, curățarea și zugrăvirea periodică a acestora. Să asigure curățenia la locurile de depozitare a materialelor în curțile interioare și pe celelalte terenuri pe care le dețin, precum și pe căile de acces. Să asigure igiena în imobilele și incintele deținute sub orice formă, prin activități de curățare, dezinsecție și teratizare. Să depoziteze corespunzător rezidurile menajere, industriale, agricole, precum și materialele refolosibile, conform contractului încheiat cu operatorul unic de salubrizare. Să efectueze și să mențină curățenia trotuarelor, a părții carosabile a străzii sau a drumurilor, a locurilor de parcare pe care le folosesc și să îndepărteze zăpada și gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor și incintelor în care își desfășoară activitatea, potrivit normelor stabilite de consiliile locale. Nerespectarea acestor prevederi se amendează cu amendă de la 200 la 1000 de lei. Să respecte măsurile stabilite de consiliile locale pentru asigurarea igienei publice și a curățeniei în localități. Să asigure curățarea mijloacelor de transport și a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice. Să afișeze la loc vizibil panoul de identificare a societății care să cuprinde denumirea societății, obiectul activității și datele de identificare. Nerespectarea acestor prevederi se sancționează cu amendă de la 300 la 1000 de lei. Cetățenilor comunei Ghimeș-Făget, precum și a celor aflați în trecere, le revin următoarele obligații. Întreținerea și curățenia locuințelor pe care le dețin în proprietate sau cu chirie, a anexelor, a curților și împrejurimilor acestora. Curățarea fațadelor locuințelor și altor construcții amplasate la frontul străzii. Timpuirea și zugrăvirea periodică a acestora, precum potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale. Finalizarea construcțiilor începute pe baza autorizațiilor eliberate de primari, în condițiile și în termenele stabilite de acestea. Repararea și întreținerea instalațiilor aferente imobilelor. Menținerea curățeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porțiunea din dreptul gospodăriei și a locurilor de parcare pe care le folosesc. Nerespectarea acestor prevederi se sancționează cu amendă de la 100 la 300 de lei. Apoi, alte obligații. Îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe trotuarele din dreptul imobililor în care locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri.
păstrarea curățeniei pe arterele de circulație și în locurile publice, respectarea măsurilor stabilite de Consiliul Local pentru asigurarea igienei publice și a curățeniei în localități, depozitarea de rezidurilor menajere și a gunoaielor numai în locurile speciale amenajate de autoritățile administrației publice locale. Nerespectarea acestor prevederi se sancționează cu amendă de la 200 la 600 de lei. Apoi, curățarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice. Curățarea și întreținerea șanțurilor, rigolelor și podețelor aferente proprietății se face integral prin contribuția directă a cetățenilor. La începutul fiecărui an calendaristic, persoanele fizice vor depune la serviciul de alimentare cu apă și canalizare, din cadrul UAT Ghimeș-Făget, o declarație referitoare la numărul de persoane aflate în gospodărie pentru calculul taxei de salubrizare. Apoi, o altă obligație, să nu staționeze pe partea carosabilă, să nu blocheze ulițele și drumurile sătești pentru a nu împiedica accesul autospecialilor de intervenție, ambulanță, poliție, pompier, în cazul unui eventual eveniment care ar necesita prezența acestora în zona respectivă. Să nu răstoarne sau să deplaseze de la locurile amplasate puberele destinate colectării deșeurilor menajere. Să gestioneze corespunzător deșeurile animale pentru ca acestea să nu provoace disconfortul vecinilor. Instituțiile publice, agenții economici, precum și cetățenii comunei, au obligația să respecte următoarele reguli. Să respecte restricțiile sau interdicțiile pentru protecția apei sau atmosferei. Să nu provoace poluare prin evacuarea cu știință în apă, în atmosferă sau pe sol a unor deșeuri sau substanțe periculoase. Acestea se sancționează cu amendă de la 1.500 la 2.500 de lei. Să nu depoziteze în spații subterane deșeuri sau alte substanțe periculoase. Să nu depoziteze materiale de construcții sau de altă natură pe spațiul verde, trotuare sau carosabil, fiind interzisă folosirea domeniului public, îngrădirea construcțiilor improvizate și în alte scopuri personale, fără avizul autorității administrației publice locale. Să nu distrugă sau să taie copacii de pe domeniul public sau privat al comunei. Să nu distrugă sau să rupă florile ori ornamentele de pe domeniul public. Să respecte reglementările referitoare la regimul de acces și circulație, staționarea, parcarea pentru diferite categorii de vehicule, fiind interzis parcarea și staționarea acestora pe spațiul zonă verde, trotuare, stații destinate mijloacelor de transport în comun sau alte locuri nepermise în acest scop. Să nu pășuneze animale în locuri unde acesta este interzis, să respecte prevederile legale în ce privește buna organizare și funcționarea transportului în comun, păstrarea curățeniei și aspectul corespunzător a vehiculelor. Nerespectarea acestor prevederi se sancționează cu amendă de la 100 la 300 de lei. Sunt mai multe. Să nu deverseze dejecții de orice fel în șanțul stradal, pe drumurile publice, în albiile râurilor sau pârâurilor, să nu depoziteze resturi vegetale sau menajere pe malul râurilor, să nu dețină și să nu permită liberul acces al animalelor sau păsărilor pe domeniul public, să nu execute lucrări neautorizate de dezinsecție sau aplicare de pesticide, precum și a substanțelor care afectează insectele polenizatoare. Tulburarea liniștii locuitorilor între orele 22-8 prin producerea de zgomote sau prin folosirea de aparate, utilaje sau instalații de orice natură situate în perimetrul apropiat imobililor cu destinația de locuințe sau cu caracter social în mediul rural. Împrejmuirea corespunzătoare a terenurilor aflate în proprietate, chirie, concesiune, comodat, amplasate în intravilanul și sau extravilanul comunei pentru a împiedica producerea de depozite de deșeuri de orice natură sau de accidente cu victime. Toaletarea arborilor și arbuștilor situați în limita proprietății care afectează circulația pietonală și sau circulația auto. Citesc și celelalte că sunt o mare parte despre asta este vorba și aici aducem la cunoștință cetățenilor comunei, comunei Ghimeș-Făget, că de acum încolo, adică asta înseamnă că maxim 30 de zile să sperăm, o să punem camere de luat vederi pe marginea totușului și pe marginea apelor, adică raielor și ce avem aici, și cine o să depoziteze deșeul acolo, o să fie amendat conform hotărârii respective, adică de la 1.500 la 2.500 de lei. Asta să înțeleagă toată lumea. Avem acum contract cu Romprest, fiecare poate să
predeie gunoiul la firma de salubritate, că de aia plătește, și nu ar trebui să mai vedem pe marginea totuși și în marginea pârraielor mizerie. Dacă se poate, unde depun oamenii crengile, deșeurile de la fân și restul? Unde deșeurile de la fân, da? De la fân, ăla ar trebui să depoziteze acasă ca și compost. Crengile, acum am avut o discuție, dar încă locurile nu am stabilit, având în vedere că am luat decizia că Ocolul o să ia un tocător mai mare, o capacitate mai mare, și am zis în felul următor: identificăm câteva zone pe raza comunei Ghimeș-Făget unde strângem crengile și cu tocătorul respectiv o să tocăm. Și o să ducă fiecare, dacă vrea să ducă acasă, să ducă înapoi. Dar până atunci, e primăvară, oamenii curăță livada, se adună multe crengi. Până atunci ce fac oamenii? Din livadă curăță pomii fructiferi și o să... Exact. Aici este vorba că noi am identificat câteva locuri. Dar trebuie să vedem să fie aproape de oameni. Că eu degeaba identific un singur loc pe comuna asta și să oblig oamenii să ducă acolo crengile. Cam în fiecare sat. Cam în fiecare sat trebuie să identificăm acest loc. Încă definitiv nu am luat decizia, discuția a fost, dar eu sper că în 2-3 săptămâni o să luăm decizie și o să fie anunțat oamenii unde poate să ducă crengile. Vorbesc de crengi. Putem să auzim și propuneri pentru locuri. De exemplu, credeți fiecare consilier că ar fi bun pentru așa ceva. Deci pentru depozitare, în sens să fie tocat la o anumită cantitate. De exemplu, să zicem, domnul fost viceprimar, pe Bolovăniș, unde ar fi o zonă unde putem să stabilim o zonă de depozit, da, pentru crengi. Am fost cu domnul viceprimar, am fost pe teren și amândoi am zis, la un moment dat am identificat o zonă unde a fost suborăneaș, da, pe platoul ăla, dar bineînțeles platoul ăla să fie strict pentru crengi și doar în perioada, adică nu poți să aduci orice fel de mizerie acolo, deci să înțelegem treaba asta. Vorbim după aia de crengi. Da, și acolo e un platou unde se poate folosi pentru așa ceva. Da. Bolovănișul e cât de cât aranjat. Da, Bolovănișul da, pentru că la un moment dat ar fi o parte de sus acolo și o parte de jos, unde probabil aici undeva va fi pe zona de centru, da, stabilit un punct. Da, aici este problema. La Rechitiș pot să spună, de exemplu, domnul consilier. Da, o să vedem propunerii. Ok. Da. Răușul, eu am zis că este curtea școlii care a fost închisă acolo sus. Nu știu dacă sunteți pentru. Acolo m-am gândit eu. Clar. O perioadă de 30 de zile, acolo putem să depozităm și după aia se tochează. Dar asta era problema, că nu am luat decizia încă, având în vedere că încă tocătorul nu este cumpărat acum. Bineînțeles, trebuie să luăm decizia unde o să fie punctele respective, după aia o anunțăm cetățenii. Aștept propuneri, de exemplu aici la Făget. Sau în Gimeș. Problema e că nu prea avem loc pentru așa ceva. Dacă cineva are vreo idee care să fie și fezabilă, e binevenită. Pentru ședința viitoare, da, și atunci putem și la Ghimeș să spunem unele zone, de exemplu, unde am cumpărat noi terenul ăla pentru stație de epurare, eu cred că am putea să punem acolo o lună de zile. Da, după aia? La intrare, pe izlazul la rând, acolo nu. Părerea mea că trebuie mers pe teren și văzut unde se pot depozita. Da, bine, că până la urmă și Ghimeșul e aproape aranjat, că până la urmă acolo, până se înființează stația de curare, putem folosi locul ăla. Rămâne Făgetul, care e încă cu semnul întrebării. Trebuie să venim cu o soluție. La ședința următoare stabilim și o să și spunem public, ca să știe oamenii, maxim o lună de zile o să avem unde zice. Până atunci, știu că e greu, dar putem să depozităm crengile acasă. Dar în 30 de zile, la următoarea ședință, o să avem un mare rezultat. Parte din crengi, la un moment dat, se pot folosi pentru combustibil, ca și la foc. Da. Bineînțeles. Cine vrea? Corect. Da, da. Asta e. Da, deci e ok.
Dacă mai are cineva de ajutor, să punem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de acordare a facilității fiscale pentru persoane fizice și juridice care înregistrează obligații de plată către bugetul local al Comunei Gimeș-Făget, conform ora numărul 69/2020, inițiator primarul Comunei Gimeș-Făget. Avizează numărul 1. Comisia 1. Aici este vorba că din 30 martie a prelungit pe tot anul, dacă vine cineva să plătească acum integral datoriile către primăria Gimeș-Făget, din impozitul pe clădiri și terenuri, beneficiază de o scutire de penalități și aia 10%. S-a terminat aia 10%, adică penalității. Numai de penalități. Numai penalități. Tot e ceva. Supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Proiectul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unui contract de dare în folosință gratuită teren din domeniul privat al comunei în vederea înființării depozit material în NOS de către Ocolul Sirii Gimeș-Făget, avizează Comisia numărul 2. Inițiatorul domnul primar. Aici este vorba de darea în folosință pentru înființarea unui depozit de materiale NOS pe raza Comunei Gimeș-Făget din Gura Bulbănișului, unde a fost pornit proiectul de piață a Comunei. Având în vedere piețele, adică avem o grămadă de piețe în jos, adică palanca e aproape busturoasă și așa mai departe, am venit cu propunerea, dacă sunteți de acord, să facem în loc de piață un depozit de materiale, materiale NOS și de foc pentru cetățenii comune care nu poate să deplaseze în pădure. Noi aducem aici, adică acolo, noi dăm terenul, eu o să fac un punct de lucru acolo și de aici fiecare vine cu o mașină mică sau o căruță sau de genul și poate să ia lemn de foc din depozitul respectiv. Dacă sunteți de acord cu treaba asta, pe câți ani? Pe 10 ani. Bineînțeles, contractul este făcut în așa fel, că dacă Comuna Gimeș-Făget, conducerea, Consiliul Local, dacă o să aibă nevoie de teren, un proiect, ceva care e mult mai de folos pentru comună decât depozitul de materiale NOS, atunci putem să desfacem contractul și putem să investim acolo. Dacă nu, atunci pe timp de 10 ani să dăm în folosință la ocol. Cine este pentru? Discuții, dacă am cineva discuții, are... Am discutat. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare locală pe 2021-2027. Avizează Comisia numărul 1, 2 și 3. Inițiator, domnul primar al Comunei. Aici era pornit deja de anul trecut, dacă bine înțeleg, pe domnul fost viceprimar poate să dea și el detalii. Este vorba despre proiectul ăsta pe termen lung. Ce vrea să facă, ce investiții vrea să facă Comuna Gimeș-Făget. Este o documentație făcută. Eu am fost și atunci chemat, am fost de față ca consilier și știu despre ce e vorba. Adică aici este implementat drumuri, trotuare, investiții cu școala și așa mai departe. Adică toate investițiile ce ar fi benefic pentru comună și suntem și obligați prin lege să avem o strategie scrisă
din 2022-2027 pe care o și trebuie să respectăm, bineînțeles dacă o să avem bani și finanțare europeană din care să putem să realizăm ce am trecut acolo în proiectul respectiv. Cine este interesat acolo poate să ceară, dăm la oricine să vadă despre ce e vorba. Este o documentație destul de stufos. Nu le putem să le citim acum 100 de pagini, dar în principiu despre asta e vorba, adică... La care cineva de... Da, mă bucur că strategia a fost începută în mandatul trecut, a fost împreună făcută cum ar veni cu actualul, să zicem, domnul primar și actuală conducere și, uite, de exemplu, și treaba cu salvamontul a fost prinsă în strategie. Deci, toate lucrurile care se vor desfășura și vor fi puse, de exemplu, unele proiecte de hotărâre, sper să fie întotdeauna regăsite și în strategia de dezvoltare. Bineînțeles. Supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Proiect de hotărâre privind acordarea materialului NOS către GAL Valea Muntelui avizează Comisia 1 și 3. Inițiator, domnul primar Acumân. Aici este vorba de un ajutor pentru GAL Valea Muntelui. Au cerut un ajutor. Acum ei au cerut un ajutor, până acum noi am cerut. Și, și după informațiile noastre am și fost ajutați, având în vedere că prin Gal Valea Muntelui am făcut investiția pe Holoș, pe Bortoșeni, buldoescavatorul și vechiul sistem de iluminat public pe lângă drumul principal. Acum ei sunt într-o situație în care cer ajutorul nostru, având în vedere că a fost arsă o clădire și au nevoie de niște lemn. Având în vedere că noi suntem beneficiarii a unui vegetații forestiere de 7000 de hectare, au venit la noi să ceară un ajutor, având în vedere este niște grini, adică de niște lemn. Este vorba de total estimat la 48 de metri, 69 metri cubi. Și având în vedere, avem și hotărârea de Consiliul Local prin care am aprobat că dacă cineva are autorizație de construcție și solicită, atunci putem să ajutăm până maxim 50 de metri cubi, bineînțeles, cu plata a 50% din valoarea respectivă. Și am zis că ar fi benefic să ajutăm dacă și ei au ajutat comuna noastră, acum ei au nevoie, dacă domnii consilieri sunteți pentru sau nu, sau aveți discuții, întrebări în privința asta, bineînțeles asta am discutat și în ședința de comisie și sper că putem să ajutăm. Da, e un gest caritabil și eu zic că e bine. Am discutat de ședința de comisie, Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Mulțumim. Proiect de hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare avizează Comisia numărul 3. Inițiator, domnul primar Comunii. Aici este vorba de care am discutat și ședința trecută. Trebuie să înființăm serviciul public de apă și canalizare. Având în vedere, noi am fost invitați la ANRSC la Botoșan, suntem obligați prin lege să înființăm serviciul ăsta, altfel, dacă nu, atunci luăm o amendă, adică eu personal și domnul viceprimar, că nu se dă pe comună, se dă personal, adică ca persoană fizică, de la 35.000 la 50.000, trebuie să înființăm serviciul ăsta. Și în serviciul respectiv trebuie să aprobăm tarifele care sunt momentan cunoscute. De exemplu, 3,50 lei apa, metru cub de apă. Branșarea la apă potabilă, cât este? 500 de lei. Lucrări de reparații. Este o listă de prețuri care trebuie să aprobăm și este necesar pentru înființarea serviciului public de apă și canalizare.
să punem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Proiect de hotărâre privind declararea ca bunuri de interes local a unui imobile situat în comuna Dimeș-Făget, utilizate ca drum de acces. Avizează comisia numărul 1 și 2. Inițiator, domnul primar al comunei. Aici este vorba de niște ulițe care n-au fost prinse, care nu apare la noi în domeniul public al comunei Dimeș-Făget. Și ca să putem să intabulăm, avem nevoie de proiectul ăsta de hotărâre. Este vorba de terenul care a fost cumpărat în 2015 pentru stație de epurare la Dimeș. Este vorba de strada Rocă, care n-a fost în domeniul public, strada Morin, strada Trandafirilor, strada Vânătorului, strada Crângului, strada Niculițeni, strada Fabricii și strada Tăneseni. Având în vedere că nu avem în domeniu public, trebuie să facem procedura ca să intre în domeniu public, ca să putem să facem pe viitor lucrări pe străzile respective. Pentru asta este nevoie hotărârea asta care acum este pregătită. Dacă mai are cineva de la văzut ceva, să punem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Proiect de hotărâre privind aprobarea plan pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situației de urgență pe anul 2021. Avizează comisia numărul 3. Inițiator, domnul primar. Aici este vorba de serviciu. Da. Serviciu de pompier care a fost înființat, acum este avizat de autoritățile de la Bacău. Am prins un buget estimativ pentru funcționare, adică este vorba de 18.600 de lei pe tot anul, din care, dacă trebuie să luăm câteva furtuni, dacă trebuie să luăm încă o pompă, dacă trebuie să reparăm mașina de pompier, dacă mai de genul ăsta, și este obligatoriu să venim în fața Consiliului Local dacă aprobați bugetul respectiv pentru serviciu de pompieri. Da. Aveți ce aveți spus? Nu. Să punem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Mulțumesc. Trecem la diverse. Începem pe rând, nu? Da. Domnul Tătar, dacă aveți ceva de... Ce se va întâmpla cu noi? O să discutăm despre reparație în fața forței și anumite chestii. Curățenie. Cine va controla chestia asta? Dacă oamenii chiar... Atribuțiile revin viceprimarului. Domnul viceprimar, când o să... Că unul, el să fie reparat. El este cu terenul, el răspunde de teren. Când vede că undeva sunt probleme, vine aici și noi aplicăm legea. Probleme nu sunt undeva. Și aproape peste tot. Asta e, și nu se vor rezolva întreținerea. E peste tot. Trebuie prima, să se facă, să curețe șanturile, să sapă șanturile, pentru că apa poate să... Prima dată avertizăm, o să zicem, o să explicăm că sunteți obligați. Bineînțeles, dacă înțeleg. Bine, dacă nu înțeleg, atunci trecem la partea cealaltă, unde vin sancțiunile. Normal, aproape multe locuri șanțurile s-au umplut și s-a făcut parcare. Apa nu mai are unde să curgă. Fiecare cetățean al comunei, și înainte au fost și în alte comune se vede, trebuie să sapă șanțul pentru scurgerea apă și să curăță în fața proprietății. Domnul Danco, dacă aveți domnul Gursan, mulțumesc. Domnul Suciu? Da. Trebuie plombate gropile de pe drumul comunal 141 și de pe drumul comunal 142, zona neasfaltată.
și dacă se poate, unde se poate, lărgit acest drum, mai ales 141, în curbele fără vizibilitate. Acolo trebuie lărgit. Asta e redebișul, nu? Da. 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 Vă mulțumesc. Domnule, domnule Venea, vă mulțumesc mult. Dacă după ce se face timpul, se continuă întreținerea ulițelor, că bă, cam peste tot drumurile sunt foarte stricate. De-a dimineața am fost pe filaturi, am discutat cu niște oameni și acolo plin de gropi. Dacă avem acum budul escavatorul și ce avem, după ce se face timp frumos, că acum momentan nu se poate, că e udat, dacă s-a făcut în comună, s-a mai făcut uliță, s-a lucrat undeva. Am văzut că pe ulița... Deci când permite timpul în fiecare zi. Deci problema e că Bolovănișul a fost primul că am luat cât de cât în ordine, ca să nu fie discuții, dar când până o să ajungem până la Batchi, deja și ulițele din mijloc sunt la fel. Deci, în mare parte, nu prea se vede ce facem. Dar în fiecare zi suntem pe teren. Noi, să vă zicem un exemplu, aici... Acum, când e urt, da, treaba se face, da, pe tot aceeași. Trebuie așteptat să se usuce și după ce se usucă, trebuie mers cu utilajul și avem unde trebuie necesar, ceva piatră și... Unde, vă zic un exemplu, aici la strada Bisericii și strada Cantonului, ne-am lucrat acolo, am lucrat aproape o săptămână jumate. Am pus niște tuburi aici pe acolo ca să aibă apa unde să curgă. Numai din drum ce a fost băgat piatră până acum, am scos 12 camioane de piatră. Că drumul s-a ridicat și intră în curțile oamenilor. Vă dați seama, numai de o porțiune de... 200 de metri am scos 12 camioane de pietriș. Să știm, sunt probleme enorme. Noi facem, fiecare zi lucrăm. Dar, cum a zis și domnul viceprimar, când am ajuns jos, deja sus e rău. Din păcate, asta e. Noi facem, nu e nicio problemă, că de aia se trage. Nederul se duce și se scoate și se duce după la... Combatorul. Nu se face. Dacă e terenul, e uscat. Dacă nu e uscat, facem lucrări deja. La compactat trebuie să fie un metru. La compactat trebuie să fie un metru. Dacă e uscat, să știți că nu face nimic. Nu, având în vedere când se duce... Nu e uscat atunci, dar problema asta nu se pune deocamdată, că avem motorul scos din compactor. Deci noi e ciu. Deci când o să fie pus înapoi că e stricat, atunci o să și permiteți să vă spun două lucruri. La nivelul Bolovănișului am trebuit doar plombată în unele locuri și chiar nu trebuie intervenție totală. Da. Și plombarea asta, eu zic că cu o mașină, două, aproape s-ar putea face în zona adică de asfalt. Unde e asfalt, acolo e... Bineînțeles, o să facem, dar ați văzut și domnilor că vremea nu ne-a permis. Ori era zăpadă, ori ploua, ori era înghețat, ori... Din cauza vremii nu am putut să demarăm lucrările. Avem o grămadă de lucrări rămasă în urmă. Sincer să fiu, vrem să facem, dar... Și azi dimineață am... Numai când se poate. Da. Se poate... Dar cred că s-a văzut treaba asta, că nu a fost vremea bună, au fost pe teren. Deci eu... Poate o să ajungem cumva la sfârșit. Am avut micile probleme de vedere, care se pot remedia ușor. Deci nu trebuie intervenție de multe zile. Ok. Și chiar pe timpul ăsta e favorabil, să știți, ca să se pună și doar ușor, de plomba. Da. Domnul, e așa? Am discutat cu domnul Vici. Dar domnul Anta, mai aveți? Domnul. Eu aș avea o întrebare la domnul consilier, dacă pot să pregătesc pe ședința viitoare. Este vorba de Caritas. Dacă pot să pregătesc proiectul de hotărâre, dacă sunteți de acord în principiu, ca să nu lucrez degeaba. Doamna, e mult de lucru la el. Este vorba de îngrijirea de acasă, adică cine, de exemplu, vine de la spital acasă, are nevoie de îngrijire acasă, n-are cine să facă de genul, trebuie dat o injecție, trebuie
făcut o pasare sau de genul. Este Caritasul care e din Alba Iulia și ar putea să vină să facă, bineînțeles, contracost, nu gratis, care costă, nu știu exact acum sumele, care sunt sumele pe lună, câte trebuie să dăm. Pune un om, dă mașină, face un sediu aici și asistenta respectivă sau asistentul respectiv merge, îl ajută oamenii care au nevoie de îngrijire medicală. Îngrijire la domiciliu. Îngrijire la domiciliu. Dacă pot să pregătesc pe ședința viitoare sau... Doar trebuie bună ideea. Atunci putem să pregătim. Am avut eu acum. Mulțumesc frumos. Încheiem ședința de astăzi. Mulțumim frumos, domnule consilier. O zi bună.